Oamenii din însorita zonă mediteraneană au o rutină veche de secole. După ce mănâncă bine, se ridică de la masă și merg în piața centrală a orașului sau la capătul străzii pentru a sta la povești cu vecinii. Astfel, mersul pe jos face parte din stilul de viață al oamenilor care trăiesc în această zonă a lumii și este parte componentă a dietei mediteraneene extrem de sănătoase. Mersul pe jos este o activitate fizică cu impact redus care poate fi introdusă cu ușurință în rutina de zi cu zi, poate fi făcută în orice moment al zilei și în ritmul ales de tine. Este gratuit, nu necesită echipament sofisticat sau antrenament special. Mersul ar putea fi unul din motivele pentru care dieta mediteraneană reduce riscul de diabet, colesterol ridicat, boli de inimă, accident vascular cerebral și unele tipuri de cancer, întărește oasele, stimulează sănătatea creierului, prevenind demența și depresia și ajută la slăbitul sănătos, așa cum arată nenumărate studii. Recent s-a descoperit că mersul pe jos, imediat după masă, poate să scadă glicemia. Potrivit unui studiu recent publicat în revista Sport Medicine, o plimbare scurtă după ce servim masa, cuprinsă între 2 și 5 minute, poate fi de folos în această direcție. Asta în picioare după masă poate ajuta de asemenea, dar nu la fel ca mersul, a spus coautorul studiului, doctoral la Departamentul de Educație Fizică și Științe ale Sportului de la o universitate de renume din Irlanda. Reprizele intermitente de mers și stat în picioare pe tot parcursul zilei și după mese au redus glucoza în medie cu 9,51% în comparație cu repausul după masă. Iar mersul intermitent, cu intensitate mai ridicată pe tot parcursul zilei, a înregistrat o reducere mai mare a glucozei, de 17,01% în comparație cu repausul, a declarat cercetătorul. Relatează Digi24.ro.